Recolta Dânceu a revenit pe locul secund după ce s-a impus cu 2-0 pe terenul ASE Corcovei. Golurile din derby, care au purtat semnătura lui Lucian Brucă, minutul 5, și Lori Ișfan, minutul 77, au readus oaspeții pe locul secund cu 42 de puncte. Corcova a căzut pe locul 3, la două lungimi în spatele Dânceului, însă lupta pentru locul secund rămâne deschisă până la finalul sezonului. Strehaia a rămas pe locul 4 cu 38 de puncte după ce a pierdut surprinzător 4-3 pe propriul teren în fața Viitorului Șimian. Mai mult, strehăienii conduceau în minutul 63 cu 2-0, însă oaspeții au avut o ultimă jumătate de oră perfectă în care au înscris de 4 ori și au mai primit doar un singur gol. Victorioasă din duel a ieșit și cea de-a doua reprezentantă a Șimianului în Liga a 4-a. Pandurii Cerneți și-a respectat statutul de favorită și s-a impus cu 10-2 în fața Coșuștei Căzănești. Viitorul Cujmir a obținut 3 puncte după ce a câștigat la Masa Verde cu defuncta Dunărea Gruia. Judoca severineni au participat cu spor la 3 competiții. Prima a fost Cupa Rusii Dava de la Drăgășani, la care au luat startul 90 de sportivi pentru vârstele Under 18, Under 15 și Under 14. La Drăgășani s-a desfășurat Cupa Rusii Dava. Este o competiție care există în calendarul oficial al Ministerului Educației și de ani buni noi suntem invitați să participăm, chiar dacă suntem club sportiv municipal, deși la această competiție participă doar LPS-uri și CSS-uri, dar ne ducem cu plăcere pentru că trebuie să ne verificăm sportivii. Sportivii noștri au avut meciuri bune și s-au plasat pe locurile 3 și locul 2 și a fost foarte benefic pentru că în următoarea perioadă, după cum se știe, va fi la Drobeta Turnul Severin, finala de Under 15, de unde trebuie să avem medalii mai strălucitoare. Următoarea competiție a fost Cupa Râmnicului din Vâlcea, acolo de unde au mai fost aduse alte 4 medalii. Cupa Râmnicului, care s-a desfășurat la Râmnicul Vâlcea, a fost o competiție la care au luat parte 300 de sportivi de la toate cluburile de judo din Euroregiunea 4 Oltenia. Și sportivii Clubului Sportiv Municipal Drobeta Turnul Severin de asemenea și-au verificat pregătirea și au urcat și această dată pe podium. Deși am luat și locuri întâi și locuri, totuși am tras concluzii la ceea ce trebuie să șlefuim în continuare pentru ca la finala de U15 să fim numai și numai pe locul 1 sau locul 2. În ajunul Paștelui, sportivii de la CSM Drobeta au participat în Kosovo la turneul Judo for Peace, de unde s-au întors mai bogați în experiență și în pregătire, dar și cu 4 medalii.